Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt Albaca și astăzi o să vorbim un pic despre ceva ce nu cred că mulți au făcut-o din frica de a primi așa zisul SIN. Ei bine, în era noastră în care totul se mișcă așa repede, bine, mai puțin tu când trebuie să-ți faci curat în cameră, împuțitul dracu, SIN-ul reprezintă o armă de distrugere în masă atunci când este folosit în mod corect. Hei PC, ce mai zici? SIN. Așa că eu astăzi mi-am luat inima în dinți și am contactat doar pentru voi bulangilor în exclusivitate o bunăciune de la mine din fostul liceu, la care eu personal m-am dat acum mult timp și nu a mers prea bine, ea fiind binecunoscută de tot liceul pentru sinurile ei legendare și de cele mai multe ori chiar și umilitoare, ca să încercăm să înțelegem cum și de ce se întâmplă acest fenomen și dacă putem cumva să trecem peste el și să primim un răspuns înapoi de la al nostru crush în loc să ne simțim de căcat. Știi? Eu te plac. SIN. Tot ce-a fost în viața mea odată, voi lăsa uitării. Ani și luni și nopți la rând povară, clipa despărțirii. SIN-ul este un procedeu prin care o persoană, în mod voluntar, oferă o muie uriașă unei alte persoane, dar într-un mod mult mai subtil. Spre exemplu, tu hai să zicem că vrei să vorbești cu Vasile și îi scrii următoarele. Ce faci, boss? Ai chef să ieși pe afară? Și după care aștepți. Tic, tac, tic. Iar după vezi minunea întâmplându-se, Vasile apare online, îți vede mesajul și... nimic. Vasile nu mai face absolut nimic. Merge offline și tu, dragul meu, tocmai ți-ai luat muie de la Vasile. Sau în alte cuvinte, tocmai ți-ai luat SIN. Întrebarea este, de ce? De ce Vasilică tocmai ți-a dat SIN? Ei bine, îmi pare rău să te anunț, dar variantele sunt destul de limitate. Dar de obicei motivul va fi următorul. Și anume că nu are chef de mecla ta sau pur și simplu nu te place. Știu, știu, nu mai plânge, adevărul doare. Dar tu trebuie să înțelegi că și tăcerea înseamnă un răspuns. Și de cele mai multe ori nu va fi un răspuns pozitiv, va fi un fucking nu. Dar Albaca, atunci cum să fac și eu să nu mai au SIN de la Vasile? Ei bine, tinere, învăță și el, ia-mă de mână și haida să ne aventurăm împreună în mintea persoanelor acelora care ne lasă cu SIN. Ale dracu, muzica, maestre! N-am să-ți cer ce nu-mi poți da vreodată, n-am să-ți cer iubirea. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. Of, 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 mititelul de tine, ce-ai pățit? Tocmai ți-a luat SIN de la Maricica, iubirea vieții tale, te doare sufletelul? Ei bine, haide să-ți spun și de ce. Ordinea importanțelor, fratele meu, trebuie să înțelegi că în lumea asta, gradul de interes al unei persoane fluctuează în funcție de ordinea importanțelor. Sau mai pe scurt, interesul. Interesul oferit de tine față de acea persoană în cauză / Maricica. Adică, fii atent, că asta funcționează oriunde în viața asta, nu numai în tehnicile antisinului. Imaginează-ți o bară de interes care reprezintă 100% din interesul a două persoane. În cazul de față, tu și Maricica. Dacă tu cumva îi oferi acestei fete un interes de 100%, interesul ei față de tine va fi un 0 barat. Dar dacă în schimb tu îi oferi acestei fete un interes de 50%, ei bine, și interesul ei față de tine va fi nevoit să crească și să ajungă să competiționeze cu al tău și să completeze bara cu restul de 50%. Iar în ultima instanță, dacă ea magic îți oferă ție 100% din atenția ei, ceea ce, să fim realistic, nu se va întâmpla vreodată, ei bine, tu o să fii cam speriat și o să încerci să fugi cât mai departe în munți ca să scapi de tipă. Vreau pula! Acum înțelegi ce vreau să spun. Dacă tu spamezi pe cineva cu mesaje non-stop și mesajele aia sunt de genul: salut, peste 2 secunde. Ce faci? Peste alte 2 secunde. Ești ocupat? Peste alte 2 secunde.
Să-mi bag pula în viața de nefaianț arborățit să de aromata care suge pula pe centură. Nu, nu se face așa. Dacă faci așa, îți sugerez mai bine să vizitezi un psiholog sau mai degrabă un veterinar. Mia! Dar ideea e în următorul fel. Dacă tu vrei atenție din partea cuiva, fie ea din partea Maricicii sau fie ea din partea lui Vasilică, va suna fucked up și confusing, dar tu trebuie să încetezi în momentul ăsta să le oferi atenție. Sau cel puțin atâta atenție. Ții minte ce ți-am spus despre bara aia. Dacă tu îi dai inima ta pe farfurie unei persoane, șansele sunt ca ea să o refuze, să-ți dea peste mână cel mai probabil și după aia să râdă în fața ta împreună cu prietenele ei zicând: mamă, ce fraier! Da, soră, ce papalău e ăsta! Acum înțelegi? Noi vrem să evităm asta cu orice preț. Mai înainte de toate, onoarea ta e pe primul loc, fie că ești băiat sau fie că ești fată. Nu lăsa pe nimeni și nimic să te calce în picioare, indiferent dacă ai un crush pe acea persoană sau pur și simplu vrei să fiți doar prieteni, nu se merită. Și ți-o spun din experiență proprie, boss, tu trebuie să fii pe primul loc în ordinea importanțelor din viața ta. Apoi orice altă parașută sau parașut care ți-a picat cu tronc. Și uneori va trebui să-ți dai și seama dacă ai vreo șansă măcar cu acea persoană, dar na. Dacă Oana Roman și-a găsit perechea, sunt destul de sigur că și tu poți. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Drumurile și iubirea, gândurile, fericirea. Și am ajuns și aici, la răspunsul pe care l-am așteptat cu toții. Cheia tuturor întrebărilor noastre strânse de mii de ani, ținând cont că există sinul încă din preistorie, motivul pentru care strămoșii noștri încă primesc sin de la așa zisele bunăciuni, după care scurg ție balele, pentru care stai noaptea până târziu admirându-i pozele de pe pagina de Facebook postate acum 3 ani, dând la bala cele mai dubioase chestii posibile. Nu-ți face griji, despre ea, toți am fost acolo, nu e nicio rușine, suntem cu tine. Conversația mea cu acea fată de care mi-a plăcut în liceu, despre de ce ea mi-a dat țin și o întâmplare amuzantă despre cum și ea a dat-o în bară cu un băiat de care îi plăcea, îmi mulțumesc mai încolo. Enjoy! Deci, de ce eu nu dau țin? Ai o minciună totală, dar în fine. Dacă dau sin și răspund, o să explic acum de ce uneori nu dau sin. Depinde de persoana care îmi dă mesaj, dar cel mai mult depinde de mine în starea în care mă aflu. Dacă, de exemplu, este o întrebare, se referă la o întrebare care o pune ăla sau în fine, șansele de a răspunde cresc pentru că mă panichez și nu știu să răspund, asta e o minciună totală, și după trec zile și mi se face rușine să răspund, adică cine răspunde după o lună la o întrebare, așa că nu răspund deloc. Uneori, pur și simplu, sunt ocupată și nu răspund pe loc pentru că ar trebui să aloc ceva timp pentru o discuție. Bine, asta e mai complicată, dar să știți că e adevărat. Și după uit să răspund, după care se aplică ce am scris mai devreme. Bineînțeles, există și cazuri speciale, adică la reale, cu bună te-am văzut pe Facebook și mi se pare că ești frumoasă și să-ți ofer trandafir dacă te întâlnești cu mine. Acest mesaj vine de la cineva cu zero prieten comun numit Dan Dubiosul. Poveste reală. Atunci clar nu răspund pentru că vreau să trăiesc. Cam atât. Dacă mai ai întrebări, contactează-mă. Și apoi eu i-am zis gen: thanks mult, mai am o întrebare, ai vreo tehnică gen să vezi mesajul fără ca el să știe că l-ai văzut sau gen să te uiți la mesaj peste 3 ani? Adică știți când primești mesaj și gen, practic să nu apară sin. Mi s-a întâmplat asta, o să-ți povestesc acum altă întâmplare reală. În clasa nouă am plăcea de un tip. Da. Dar eram prea timidă să vorbesc cu el. Asta e în cazul multor fete. Am crezut că el nu mă place și am trecut peste. Acum vreo 2 luni, se uită o prietenă pe mesul meu să vadă la ce mesaje nu am dat sin, iar atunci am observat că acel băiat mă invitase în oraș în clasa nouă. Și eu nu văzusem pentru că nu îmi verific mesajele. Deci există și o parte nașpa la stilul meu de viață. Un alt motiv pentru care nu răspund este rușinea și frica de a spune ceva greșit. Sau dacă vorbesc cu cineva să stagneze discuția și să-mi zică că sunt plictisitoare și că au greșit că voiam să vorbească cu mine, asta se duce puțin mai deep la un self-esteem issues, dar cam atât, te ajută. Și eu i-am spus să știi că da, chiar ai vorbit din inimă, văd, mersi mult, inimioară. Și da, asta e discuția.
Și înainte să încheiem animația din această joi minunată în care nu mai e sloi de frig afară, vreau să fac un scurt anunț foarte important și vorbesc serios. Mâine facem primul live de 24 de ore pe YouTube, scopul fiind unul caritabil și anume să strângem bani pentru un PC care să nu îmi explodeze. Cel pe care l-am la momentul de față deja începe să nu mai ducă, iar în lipsa unui PC, animațiile ca astea sau de fapt clipurile în general de pe canalul ăsta vor cam înceta pentru că pula mea nu am cum să le mai filmez, editez. PC-ul ăsta efectiv înștege orice fac, se stinge random. Live-ul va începe la ora 6 seara, mâine, imediat după ce terminați voi școala, practic, și se va termina tocmai sâmbătă seara, iar ca bonus, regulile vor fi astfel. Cine donează poate să-mi scrie ce vrea să fac în timpul live-ului și eu voi fi obligat să-l fac. Spre exemplu, dacă eu mă joc PUBG și careva îmi donează să mă leg la ochi, trebuie să o fac, da, în timp ce mă joc PUBG. Sau dacă altcineva îmi spune să ies pe balcon în pula goală, va trebui să ies în pula goală pe balcon, dar nu știu dacă o să am voie să arăt ce asta pe live, că poate ne luăm bani, dar na. Și ca bonus, extra bonus de fapt, cei care vor dona cel mai mult, îi voi suna pe telefon eu personal să le mulțumesc în pula mea, să vorbesc cu ei în timpul live-ului, plus dacă vor să-i adaug pe Facebook sau să le dau follow pe Insta, va trebui să o fac, pentru că pur și simplu vă mulțumesc. Altfel, nu știu ce să fac mai mult de atâta, dar asta încă va ruina scorul perfect de 69 follows pe Insta. Dar pentru caritate, cineva trebuie să o facă. Veți putea dona până și cu coduri din alea de PaySafe. Nu o faceți griji, gen dacă n-aveți card sau pula mea, dacă vreți să aruncați cu un leu în mine, ia boss. Dacă vreți doar să stați pe live și să râdeți de mine, e total ok. Nu trebuie tot să arunce cu banii mine. Poate unii de aici sunteți săraci la fel ca mine. Orice leu contează, până și 10 bani în pula mea. Cum zicea mentorul meu Nelson Mondialu, milion cu milion face mai multe milioane. Și asta e cam tot ce am avut să vă spun. Dacă vreți să mă ajutați să facem clipuri pe viitor, acum a venit momentul. Legiune pe viață. Vă mulțumesc de acum. Eu am fost Alpaca, vă iubesc frățiuerilor. Atenție mare la sin. Sper că ați învățat ceva din video ăsta. Iar la 3, ca de obicei, Alpaca King out. 1, 2, 3. Respect.